Bun, hai să vedem dacă mă dă sau nu Călin Donga în judecată. Răspuns unor vloggeri care discută despre ultimul meu video în care spun că voi merge împotriva tuturor celor care spun anumite defăimări în mediul online. Dragii mei vloggeri, fără să știți, ați făcut un mare bine lumii. Din câte știu, nu aveți copii încă. Motiv pentru care nu știți cum este să fiți un tată care are copii ce sunt afectați de bullying. Ca să înțelegi bullying-ul, trebuie să ai copii care să fie buliți. Mă, evident că bullying-ul este oribil, mai ales la vârste fragile, dar gen, stai că încerc să o pun cumva ca să nu fie întoarsă. Mă gândesc dacă ar ajuta copilul buliit ca tasul să nu fie acuzat. Am ascultat răspunsul unor vloggeri care discută despre ultimul meu video în care spun că voi merge împotriva tuturor celor care spun anumite defăimări în mediul online. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru reclamă. Datorită vouă, am primit sute, poate chiar mii de mesaje din partea unor persoane care au fost defăimate de către voi sau de alte persoane și n-au avut nici bani de avocați și nici... Logan, login. Domnule Călin Donga... Și eu am fost victima acestui nenorocit. Dar prin asociația pe care curând o vom avea pregătită, vom putea împreună, ca să ne unim și mai departe, să reprezentăm o forță a binelui pentru a ajuta acest domeniu și pentru a înlătura măcar... Oh my god! Valin a făcut un prediction amazing! Nu știu dacă mai țineți minte, dar Valin a scris în chat când a zis el că o să doneze banii pentru o asociație anti-bullying și a făcut Valin gluma că o să-și facă ONG anti-bullying și o să-și doneze banii la ONG-ul lui. Eu sunt un tată de 5 copii care este într-o relație cu o soție iubitoare de 15 ani și care mai departe simte responsabilitatea ca să își apere aceste lucruri, iar mai departe, business-ul pe care îl fac neîntrerupt de 24 de ani și prin care gestionez mai multe zeci, sute de milioane de euro, după cum a apărut în diverse reviste. Da, da, revistele. Revistele in question, unde orice om de pe stradă cu 2000 de euro în buzunar poate să apare pe copertă. Chiar dacă spune, da mă, dar a plătit ca să apară pe copertă. Toată lumea plătește să apară pe copertă, dar nimeni nu te pune pe copertă fără să te verifice și fără să vadă că acea informație pe care o dă într-o revistă respectabilă este o informație corectă. Nu aveți copii încă, motiv pentru care nu știți cum este să fiți un tată care are copii ce sunt afectați de bullying, nu știți cum este ca acești copii să meargă în diverse cercuri, diverse activități, iar mai departe, ceilalți copii auzind de la părinții lor și auzind din mass media, de pe internet, diverse lucruri despre mine, aceștia să facă mișto la adresa lor și mai departe să trească să renunțăm la anumite activități, pentru că acești copii nu pot să mai meargă din cauza bullying-ului. Da, domnule Călin, cred că vina principală din această situație, care este într-adevăr regretabilă, dacă chiar este adevărat ceea ce spuneți, dar mă gândesc, oare, cui e vina pentru chestia asta? Mă tot gândesc, știi? Adică am mai multe opțiuni, dar eu o să o zic pe cea care cred eu că e cea mai adevărată. Eu cred că e vina lui Dorian Popa. Dacă ar putea toată lumea să-ți dea un report acum, deci vă rugăm să dați un report contului... Twitch.tv bară aplecată orizontal pe partea dreaptă Fire. Ți l-am băgat pe ăsta sub tren. Ne-am imaginat bullying-ul. Ăsta știi, pe străin, nu mai poți să mai ducă în locuri. Se duceau la restaurantul ăla, fancy, frumos. Bam, 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 se așează la masă cu toată familia. În timp ce e chelnerul, știi, ăsta zice, un antricot, dar nu știu ce, nevasta, un foie gras, copii, cartofi prăjiți, etc, etc. Și vine unul prin spatele lui, zice, bă, Donco, ai băgat mânele panourile în priză? Asta este bullying-ul care nu trebuie acceptat în societatea noastră. Vă reamintesc pentru cine nu banghește gluma. Parcul fotovoltaic al lui Călin Donca din Săcele nu ar fi acordat la rețeaua publică. Milionarul le promitea investitorilor săi câștiguri fabuloase, chiar dacă panourile solare nu funcționau. Printre păgubiți ar fi și Dorian Popa. Asta spune Brașov.net. Eu doar citesc presa locală. Și pur și simplu îmi apăr ceea ce am creat, ceea ce am construit, iar mai departe unele persoane vor să facă followers și urmăritori din munca mea, din imagine. Mea. Mă tot gândeam, cum fac bă să fac și eu niște follow-uri, mă zbat în morții mei la 198 ca nu fac și eu 200. Am și o gură de hrănit, cum dracu fac să cresc eu un pic dacă nu cu Călin f***ing Donca. Dați și voi subscribe. Și după cum am spus, am ceva lucruri pe care le-am făcut la viața mea, le-am arătat întregii țări, nu m-am ferit, am venit în față, de aceea vin și acum înaintea voastră și deși sunt în urmărire penală, lucru care...
prea multe persoane știu ce înseamnă și ar sta pitiți, ascunși într-un colț, vin în fața întregii țări pe mediul online, poate chiar mai mult decât înainte, spre a arăta că ceea ce eu cred este că sunt nevinovat. Da, domnule Donca, e mare șmecherie să filmați video-uri și pe urmă să le dați la avocat să vă dea ok-ul pe ele, ca să nu vă ia procurorii la trei păzește. E mare chestie treaba asta. Unii ar sta pitiți. Iar cei care defăimează fac un mare deserviciu atât lor, cât și comunităților din țara noastră, care înțeleg că fiecare persoană ce este deja acuzată este automat și vinovată, deși nu este adevărat. În mod evident că nu este adevărat și asta am zis încă de la primul video. Faptul că dicot saltă un om cu X capete de acuzare, asta nu înseamnă că acel om este un evazionist și așa mai departe, da? Deci am zis chestia asta de la bun început. Să lăsăm justiția să-și facă treaba, da? Și așteptăm 4 ani, 248 de termene în 4 procese diferite pentru că s-a făcut apel la apel, la procedură, la nu știu ce, ca să vedem peste 4 ani dacă într-adevăr Călin Donca a fost vinovat sau nu. În același mod l-am contactat și pe Dorian Popa, imediat ce am ieșit din arest preventiv, se va face un vlog în care să discutăm despre toate elementele pe care le-a spus, atât bune cât și rele, ca între bărbați, spre a putea mai departe să arătăm întregii lumi că nu este absolut nimic de ascuns, iar eu cel puțin vreau ca să explic toate acuzațiile care mi-au fost aduse. Da, Dorian... De ce nu le explicați, domnule Donca? Ați făcut deja 17 videouri de când ați ieșit din pușcărie. Oare are legătură cu ce ziceați mai devreme, că alții s-ar băga, n-ar zice nimic, cu controlul judiciar, cu ala. Domnule Donca, sunteți un bărbat sincer. Ați crescut o familie cu 5 copii, da? Sunteți un bărbat puternic, viril, afacerist, viril. Faceți, domnule, un video și explicați. Vrem și noi să știm. Nu lăsați procurorii să-și facă propria lor poveste cu știu eu ce, probe și alte prostii. Ne bazăm pe dumneavoastră. Vă rugăm, demascați corupția din sistem. De ce oare Dorian Popa nu a dorit ca să facem o dezbatere publică? De ce oare a spus că m-a sunat pe toate telefoanele posibile în momentul în care am intrat în arest? Dar probabil nu a știut că atunci când ești în arest, nu ai acces la un telefon mobil. În mod ciudat, pe soția mea nu a contactat-o, deși a avea toate rețelele de socializare active, iar mai departe, și mai ciudat este faptul că a ieșit în presă, spunând lumii să ne uităm pe canalul său de YouTube de mai multe ori, repetând să ne uităm pe canalul său de YouTube. Este deja și pe canalul meu de YouTube cât se poate de detaliată, Radu, pentru că știu că noi aici nu avem foarte mult timp. Pe canalul meu de YouTube am postat acum o oră un vlog. Din potrivă, în vlogul pe care l-am postat și-a făcut reclamă. Banii primiți din reclamele de la YouTube pe clipul ăla lui Dorian ar trebui să-i revine lui Călin Donca, dacă e să mă întrebi pe mine. Am și arătat facturile conform cărora eu mi-am achitat panourile de pe casa mea, panourile de pe casa personală, mi-am achitat, repet, panourile fotovoltaice pe canalul meu de YouTube sunt postate și facturi. A zis de 3 ori pe canalul meu de YouTube. Domnule Donca, eu zic să nu lăsa situația așa. Dar din păcate, culmea, acel filmuleț a fost șters. E foarte funny că gen de ambele părți sunt chestii funny și adevăruri. Aici domnul Donca este în completă legitimitate să întrebe chestia asta. De ce o fi dispărut video-ul ăla? L-am dat în judecată pe Dorian Popa, deoarece a început să vorbească despre o posibilă excrochie. Stai un pic. Ce înseamnă l-am dat în judecată? I-ați trimis o notificare? Asta înseamnă l-ați dat în judecată? Sau chiar îl dați în judecată? Eu nu cred că o să-l dați în judecată și că faceți de show, dacă e să mă întrebați pe mine. Că eu sunt aproape sigur că știți că n-aveți niciun caz. Asta zic eu! Iar mai departe, faptul că a făcut un grup cu numele Păgubiții Solera X, deși nu există nicio persoană care să-i fost păgubită până la momentul arestării mele, nicio declarație în acest sens, a făcut mai departe ca să dezinformeze... Auză, am și o curiozitate și uite, de asta cred că ar fi bine ca domnul Donca să ne lumineze în legătură cu de ce este complet nevinovat. Ce piață de capital a fost manipulată, dacă nu criptomoneda care ținea de panourile solare? Sau poate nu înțeleg eu cum funcționează. Și bineînțeles să trezească un calvar de reacții care nu au nicio legătură cu declarația DICOT. Mi-a și răspuns. Din cercetările efectuate a mai rezultat că membrii grupului infracțional au inițiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, creând propria monedă virtuală și au efectuat operațiuni de manipulare a pieței de capital prin diseminarea în spațiu public a unor informații nereale, potrivit cărora suma investită în această monedă virtuală poate genera câștiguri de 100 de ori mai mari, inducând în eroare un număr nedeterminat de persoane de la care au obținut aproximativ 700.000 de dolari. Moneda virtuală nu era legată de panouri? Nu ăsta era selling point monedei? Sunt eu nebun? Nu așa era? Poate nu știu bine informat, dar eu țineam minte că criptomoneda lui era, adică că ăsta era selling point-ul, că era legată de fotovoltaici. Dacă ai greșit, nu este suficient să ștergi acel video în care arătai panourile de pe casă cât au costat. Cine a făcut PR-ul? I like it. Puțin
puțin obzecist, dar îmi place. Știi, adică cumva nu există alt motiv pentru care Dorian a șters video-ul ăla. L-a șters pentru că se simte vinovat că a mințit. Îmi place, îmi place, Caterinca. Călin Donga, mulțumesc pentru 5 euro, ne vedem la tribunal, prieten drag. Deci vă rog frumos, nu impersonați, nu furați identitatea persoanelor nevinovate pe acest stream. Nu susținem așa ceva, vă rog foarte frumos. Deci în momentul ăsta închizi stream-ul și te duci la culcare. Iar dintre toți doresc să discut doar despre contentul creat de către domnul Silverfire, care din ceea ce am văzut a creat primul acest trend în care se ia un video și se comentează pe baza lui. Iar mai departe, ceilalți vor să copieze acest trend spre a crea audiență. Sunt primul om care a vorbit de alt om din lume. Mircea Badea zvârcolindu-se în mormânt. Oh, wait. Măi, ați înțeles voi? Silverfire a inventat bârfa, dă-te. Nu văd niciun lucru rău în acest fapt. Este loc sub soare pentru toată lumea. În primul rând, sub tentă de glumă, mulțumesc pentru observația făcută privind partea de petici pe coate. Am luat unul care de data aceasta nu are aceste petice, iar mai departe nu trebuie să se vadă dacă mi este mic sau mare. Sigur, vă mai ofer un sfat atunci. Și ăsta e un pic micuț. V-ați umflat de la flotările și genuflexiunile din arest. Domnul Donca, iarăși cu un sfat stilistic din partea mea, nu știu dacă știți, dar am terminat dreptul, așa că pot să vă dau aceste sfaturi de modă. Când stați jos, nasurile de la sacou se deschide. Sper că asta nu intră la secțiunea de defăimare sau ceva, dar ca să știți de la mine că am terminat dreptul. Am luat unul care de data aceasta nu are aceste petice, iar mai departe nu trebuie să se vadă dacă mi este mic sau mare. Accept orice sfat de la oricine pentru îmbunătățirea mea și nu o spun în mod ironic, ci chiar mă bucur pentru astfel de observații. Ca să corectez anumite informații, în primul rând vreau ca să te anunț că nu mai sunt în arest la domiciliu de aproape o lună. Da, nu știam această informație, am citit din presă și așa am reținut că încă erați în arest la domiciliu. Domnule Călin Donca, vă prezint scuzele mele. Iar în România, cât și în alte țări, pot fi persoane care să ajungă condamnate, chiar nevinovate, deoarece de-a lungul timpului au fost mai multe cazuri dovedite ulterior condamnării, care, bineînțeles, au fost trecute cu vederea, dar care, repet, există și este un caz posibil. Deci ni se spune că justiția gen nu e perfectă? Da. Nu, că e drept, adică se întâmplă, știi, să fii condamnat, dar să fii nevinovat. Ador această pregătire a terenului. Domne, și dacă mă condamnă, asta nu înseamnă că sunt vinovat. Îmi place foaia ruptă din manualul fraților Tate. Mi se pare că aveți foarte multe în comun, în mod pozitiv, da? Adică lucruri pozitive în comun, nu mă refer la chestii juridice. Și la toți trei vă place Dubaiul, vă plac mașinile scumpe, viața de lux, lucruri care sunt foarte admirabile pentru mine. Pentru că haide să fim sinceri, domnule Donca, de ce fac eu chestia asta acum? De ce vorbesc eu de dumneavoastră dacă nu din invidie? Dar privind partea de arestare, există un raport al fundației în acest sens Facias, deoarece aici sunt statistici clare care dovedesc faptul că mai multe persoane ce au fost arestate ulterior au fost dovedite nevinovate, iar numerele vorbesc de la sine. Facias, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului. Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzului Statului este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2008 de către ta, voicule! Domnul Donca, nu puteți să ne oferiți genul ăsta de comedie. Vindeți bilete la Sala Palatului. Faptul că m-a lăsat să caut că n-a zis el. Care ori fi fost motivele pentru care asociația Facias, înființată de Dan Voiculescu, o fi făcut raportul ăsta? Mă rog, scurt pe doi, este patronul trustului Antena, acuzat de tot felul de chestii, făcut pușcărie pe unele chestii, pe lângă că fost securist, pe lângă că omul care a dat să mănânce la toată propaganda de presă, Antena 3 și așa mai departe, dacă îl vedeți și l auziți vorbind, he is a fucking villain. Singur lucru bun pe care probabil l-a făcut Dan Voiculescu în viața lui, fost că și-a avut un joc de mălimbot. Suntem la Rome Expo, unde a venit domnul Dan Voiculescu, villain, villain, să-și lanseze cartea. Infractorul Dan Voiculescu, care a fost condamnat la 10 ani de închisoare și s-a eliberat din penitenciar fără să facă măcar 3 ani de pușcărie. Da, da. Domnul Donca, sincer vă zic, n-am mai găsit așa de mult. În al treilea rând, mama a învățat ca să oferi bine spre a primi bine. Mi-a spus că ceea ce dai aia primești, cauză și efect, legea reciprocității.
Este un sfat pe care îl recomand, să nu te bucuri de răul altuia, pentru că s-ar putea să ți se împlinească. Domnule Crede, cum aș putea să mă bucur de rău cuiva? Dar n-aș putea vreodată, adică asta e efectiv karma. Dumneavoastră sunteți victima instituțiilor statului? Eu știu cum funcționează sistemul. Exagerez, nu e chiar... Ai, doamne, chiar trebuie să avem o discuție pe bune despre justiția din România în contextul ăsta? Chiar crezi că eu sunt instituțiile statului pild? Eu am încredere în toți judecătorii și procurorii din țara asta. Dar hai să fim serioși, adică cazurile astea despre corupție de... care chiar contează, nu sunt aici. Găinari sunt peste tot. Corupția asta la scară penibilă din toate instituțiile statului, inclusiv din sistemul judiciar, n-am nicio îndoială. Problema adevărată și problema la care ar trebui să ne uităm este corupția de la nivel înalt. Este corupția de tip cum a scăpat Piedone vinovatul instituțional pentru colectiv de pușcărie și acum candidează pentru primăria capitalei. Apropo, am înțeles că ai terminat dreptul, motiv pentru care aș fi curios dacă ai putea să explici comunității tale ce înseamnă acuzația de delapidare pe care ai repetat-o de mai multe ori că mi este adusă. Sau mai bine zis, cum poate un asociat unic și administrator unic într-o companie privată să facă delapidare în mediul privat? Iar dacă poți să explici acest lucru, îți voi fi recunoscător anticipat. Cred că problema mai mare o aveți cu știrile protv.ro. Poate ați auzit de site-ul ăsta. Zice Călin Donca arestat în dosarul de delapidare, evaziune și înșelăciune cu criptomonedă. Cu Euronews cred că aveți o problemă. Cu Hot News cred că aveți o problemă. Antena 3 CNN, care deși v-a furnizat studiu frumos pe care îl ați arătat, uite că totuși a susținut că sunteți acuzat de delapidare. Dar știți ceva? Știți ceva? Eu îi explic lui domnul Donca. Deci, deși la prima vedere infracțiunea prevăzută de articolul 295 din Codul Penal, care e asta cu delapidarea, pare o infracțiune ce se adresează exclusiv funcționarilor publici, există însă forma asimilată prevăzută de articolul 308 din același act normativ, unde va exista infracțiunea de delapidare și pentru persoanele ce nu au calitate de funcționari publici. Deci, domnule Donca și avocatul dumneavoastră, dacă vă uitați pe ambele texte legale, pe articolul 295 și pe articolul 308, veți înțelege că se poate trage concluzia că un angajat al unei societăți comerciale este o persoană care exercită o însărcinare în serviciu unei persoane juridice. Și acum, revenind la infracțiunea de la articolul 295 din Codul Penal, vom observa că este necesar ca persoana care înfăptuiește actele de însușire, folosire sau traficare trebuie să gestioneze ori să administreze bunurile respective despre care vorbeam. Deci, astfel spus, în cadrul unei persoane juridice, de cele mai multe ori, dar nu exclusiv, persoana care administrează bunurile este administratorul statuar. Ce înseamnă să fii licențiat în drept? Da, deci, domnule Donca, dacă doriți să mă cooptați în echipa dumneavoastră juridică... Cu plăcere. Până în acest moment nu găsesc niciun motiv pentru care să dau în judecată, deoarece ți-ai ales foarte bine cuvintele, bom! Iar mai departe dacă... Bom! Bom! Easy! Iată că funcționează să zici onorată instanță! Căutați-mă la o... Voi ziceți că asta nu funcționează. Iată că funcționează. Iar mai departe, dacă asta este ceea ce îți dorești, îți doresc mai departe, din partea mea, succesul pe care îl meriți. Legat de ceilalți, avocații mei vor decide mai departe dacă este cazul să întreprindem acțiuni... Zoso! Ai cam pe lip... Ideea este că vă doresc succes să promovați aceste lucruri antidefăimare și anti-bullying, să creșteți mai departe în urmăritori, folosind materiale care mă au în vedere, deoarece dacă aș fi un no-name, cu siguranță, nu aș avea privilegiul ca să fiu în fața atâtor urmăritori de-ai voștri și, bineînțeles, aceștia să ajungă să mă cunoască, iar mai departe, unii poate îmi vor cumpăra cartea din curiozitate și din ea ar găsi un lucru bun pentru evoluția lor. De ce fac de bine, domnul Donca, că înțeleg că asta a funcționat și la Caius Covrig, care ne-a zis că, datorită faptului că a apărut pe canalele noastre, astfel s-au făcut foarte multe rezervări la cabană. Nu există publicitate negativă. Scris tu, Călin Donca. Călin Donca a fost eliberat din închisoare... Leonor Călin Donca a fost eliberat din închisoare. Nu există publicitate negativă, da? Adică, deci tu apar la știri. Că a arestat, că nu știu ce, pe aia apăru la știrile ProTV, da sau nu? Privind întrebarea dacă voi da în judecată procurorii sau polițiștii care au format acest caz, vă spun ferm, încă de pe acum, nu am niciun motiv ca să dau în judecată pe nimeni, atât procurori cât și poliție și-au făcut treaba și personal doresc o poliție fermă, o justiție fermă. La doc! Deci cu Dorian Popa e topit, îl dă în judecată. Cu Zosto e topit, poate îl dă în judecată, n-ai zis că îl dă sau nu. Procurorii care l-au băgat în arest 3 luni și i-au distrus practic orice business mai avea el, știi ce? Ăsta e genul un sacrificiu pe care sunt dispus să-l fac pentru o justiție puternică în țara noastră.
Dorian Popa, dău? Mi se pare că asta nu a fost aprobat de avocatul dumneavoastră sau de persoana de la PR. Deși majoritatea investitorilor au fost alături de noi, trimițându-ne mesaje, alții ne-au ajutat chiar financiar ca să trecem cu mine peste această perioadă. A luat donații! A luat donații! Eu sincer cred că minte. Dar dacă ar fi real, cam cum ar fi să-i donezi lui Călin Donca? Influențați de Dorian Popa și de făimările sale, unii dintre ei au spus anumite lucruri mai puțin frumoase la adresa mea pe anumite grupuri de Telegram, de WhatsApp și așa mai departe. Unii m-au întrebat dacă vreau să fac vreo acțiune împotriva lor. Nu-i... Cum puteți dovedi chestia asta, domnule Călin Donca? Iarăși, vedeți, pe prima jumate v-a dat ok-ul, dar pe a doua jumate ca în scârție. Și bineînțeles, având rezultate și fapte pe care le vom arăta în timp, însă cu timp oamenii nici măcar nu vor mai avea nevoie, deoarece adevărul este chiar atât de evident. La acest seminar avem o grămadă de vești bune, unele chiar așteptate de mult. Măi, el face seminar, man, bă! Sunt extrem de curios câte locuri se vând la seminarul Călin Donca. De aceea, și pe această cale, abia aștept să mă văd cu familia mea extinsă, oamenii care au avut încredere și împreună am făcut lucruri nemaipomenit de frumoase, atât pentru noi, cât și pentru generațiile următoare, furnizând energie verde, antipoluare... Ce mașină are Donca? O pișpomne de fereată când e cât un dăsta băgat în ceva care e vag nepoluant. Generațiile următoare, noi am făcut bine! Deci noi luăm banii de la oameni pe criptomoneda care mănâncă de la soare, noi practic am făcut bine generațiilor viitoare. Ah, pe benzină... Benzină. Ah, e ca orice companie care folosește credite de carbon. El are 5 mașini care poluează cât pentru 18 Loganuri, dar a și făcut panouri solare. Și a redus emisiile făcând panouri solare și luând banii, criptomoneda, mănâncă de la soare. Proști mai sunteți și săraci, găunoși. Într-o țară și într-o lume în care iernile sunt tot mai scurte și mai evidente, afectate fiind de poluare. Lucălin Donca îi pasă de bullying, de poluare. Domnul Donca, în următorul video, ziceți, domnule, ceva și de comunitatea LGBT. Hai să fim corect și sinceri. Atât Dorian Popa, cât și eu, cât și ceilalți care critică persoana mea, o fac pentru că merită. Le merită. Câștigă bani. Până să aveți talentul lui Dorian Popa la caterincile astea, mai aveți mult de mâncat. Uitați-vă frumos la Dorian Popa, la alea, video cu hate, cu nu știu ce, uitați-vă acolo și luați lecții. Ce faceți dumneavoastră aici, e așa, e actorie de liceu. Cale lungă, domnul Donca. Dacă ziceți că mai aveți donatori, da, de la fundația lui Dan Voicu, de unde vă donează lumea? Vă fac screenshot câți bani au făcut videourile astea și vi donez. Eu am o relație profesională cu Dorian Popa, pentru că până nu de mult aveam și una de amiciție. De aceea, el s-a legat de mine, iar eu m-a apă. După cum bine știți, fie că este negativă, fie că este pozitivă, publicitatea rămâne publicitate. Nu există publicitate negativă. Jur pe cea mai sfânt că n-am văzut. Tot ce am văzut a fost un fucking TikTok care mi-a apărut aseară în feed, care zicea fix aia că nu-l dau pe Silviu Fire în judecată și că nu mai sunt în arest la domiciliu. A zis ce am zis eu, o glumă... gen pe bune. După cum bine știți, fie că este negativă, fie că este pozitivă, publicitatea rămâne publicitate și este adevărat că am ajuns mult mai faimos în urma problemelor pe care le-am avut, însă, mai departe, dacă această faimă ajută ca o persoană să cumpere o carte și să ia ceva bun din acest fapt, ei bine, înseamnă că totul a avut un motiv, iar mai departe, cu anii ce vor trece, îmi voi da seama mai multe avantaje pe care acum nu le văd. Superb! POV! IT-ști repede! Se poate face din consola Chrome? Ok, ce să vindem? Tigăi cu energie solară, ok, I like that. Nume pentru tigăi solare? Sun Cooker. Interesant, dar prea basic. Ok, chat, fiți atenți. Domnul Donca ne spune foarte clar că orice publicitate este publicitate. Să facem un exercițiu de imaginație și să ne gândim cum ar fi, domnule, să avem un brand, da? Un brand căruia să-i facem publicitate, pentru că nu contează dacă publicitatea e pozitivă sau negativă, este publicitate, da? Și dacă putem să facem această publicitate, înseamnă că o să vindem. Să zicem că avem un brand de tigăi care se hrănesc de la soare, tigăi solare. Și să zicem că vrem să promovăm brandul pe internet, da? Adică vrem să afle mai multă lume de Tiga X și facem chestia asta prin publicitate atât pozitivă
cât și negativă, că tot publicitate este. Și uite, de exemplu, putem să avem o serie de articole în presa națională. Tiga X rămâne în arest preventiv, decizie definitivă. Tiga X a fost eliberat din închisoare. Tiga X va fi eliberat din închisoare, decizie instanței. Uite, am ajuns și la TV, știrile Canal D. Afaceristul Tiga X acuzat. Am stat mult prea mult timp pentru căcatul ăsta. Eu am lucrat în publicitate, nu căcat. Științe juridice, fashion, publicitate, păreri pe internet, o să tai tot. Valentino, frumos, mă chinui prea mult. Privind printr-o fereastră murdară lumea, tot ceea ce vei vedea mereu este că oamenii sunt răi și murdari, dar nu este adevărat, deoarece fiecare vedem ceea ce creăm, iar lucrul acesta este diferit de la om la om, putând fiecare să trăiască în ceea ce a crezut. Da-te, la mea, că a făcut rezuma la mitul peșterii. Silviu Fraier ăla a terminat dreptul? Nu pot să cred că un om care a terminat dreptul, el însuși e un terminat. Mă, că am prins. Stă și râde ca un terminat de situațiile altora. A văzut terminatul, virgulă, că asta consumă copiii pe YouTube. Caterinca, să râzi de alții, filmulețe amuzante. Și s-a trezit și el să facă. Domnul Donca, ăsta nu vi se pare bullying? Emoji-ul ăsta. Care este diferența între ce ați spus dumneavoastră în legătură cu toleranța și faptul că ați bătut palma, practic, cu acest om care, în primul rând, că m-a jignit, m-a făcut terminat, a pus la îndoială cunoștințele mele juridice și că m-aș fi trezit târziu să fac caterincă, să râd de alții, filmulețe amuzante, etc. Eu am inventat vorbitul despre alți oameni, după cum vă puteți aminti, chiar dumneavoastră ați spus. Ai, 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 foarte bun, foarte bun, domnul Donca, chiar m-am super distrat. Vă mulțumesc pentru acest cadou. Profit de această ocazie să salut echipa de avocați ai domnului Călin Donca. Profit de această ocazie să o salut pe Cori. Pe cine să mai salutăm? Folosați familia.